Vă mai povestesc cu Giovanni, un fals. Deci eram la Hilton pe la 7 dimineața, eu de obicei aveam două cazuri, la Hilton și la Marriott. Și pe la 6-7 dimineața, când plecau clienții, începeam să fac socotele, pe la 8 dimineața plecam acasă și până vedeam seara înapoi. Până la 7 când fac eu socotele, vine Giovanni, rup de somn, cârpit tot, strovocat. Bă, Giovanni, dar ce cu la ora asta? Că tu vin seara în casino. Bă, ce am fost la casino Austria la Intercontinental, că era casino de stat, acolo erai pe Zenbank și stat austriac. Acolo poți să vii tu Giovanni, mamă, Giovanni, s-a închis la 7, acasă, raus, nu mai deci nu mai erau privilegii pentru nimeni. Și a trecut Giovanni strada, a venit la mine, la Hilton. Zice, bă, uite, mai am 7 mică, sunt nervos, am pierdut toată noaptea, lasă-mă să joc și tu până îți faci cârtile. Zic, joacă, fratele meu. Zice, Giovanni la ruletă, dam, dam, bam, 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 40 de minute, 150 de mii face, din 7.000, 150 de mii de euro. Se propuse nouă dimineață. Zic, băi, Giovanni, zic, ai câștigat 150 de mii, sunt rup de somn, sunt de ieri, de, am 20 de ore. Du-te aici, că tot timpul ai zis că ți-am luat banii, că scoți, că ți-am furat, că am umblat cu magnez la ruletă. Zic, ai câștigat, du-te acasă și te culc, că ne vedem diseară. Nu, frate, acum când câștig eu, mă dai afară de aici. Acum când câștig eu bănuțul meu, să mă dai tu afară, joacă vrea mușchii mei. Gata, fratele meu, joacă. Joacă ceva din oră, pierde tot 150 de mii, sunt doi cămătari, mai bine ea cu 250 de mii. Pierde și pe ea 400 de mii în total, se face 12 pe ziua. Frățioare, îmi dai banii înapoi, că dacă nu chem poliția. Băi, ești prost, zic, aici în casino Hilton, în camere de luat vedere, am înregistrat banii în contabilitate, iau un bar acolo în Pipera și jucau barbut cu țigani și dacă pierdeau ei, băteau țiganii, luau banii înapoi. Aici nu-i dat barul vostru în Pipera, aici e în centrul Bucureștiului, la Hilton, frumos, aici civilizație. Civilizație, nu pot să dau banii înapoi. Îl sun pe fătul lui, fătul lui era șeful poliției, că Giovanni era sponsor la Dinau cu vremea aia. Eu zic că l-am crezut. Se pune pe fătul, ia telefonul. Alo, chestore, trimite de rog poliția la Hilton că vreau să închid un casino. Bă, în jumătate de oră a venit șeful de la economic pe țară cu încă 5 milițieni să mă închidă casinoul. Aule. Vine miliția peste mine acolo, zic, domnule, verificați, sunt tot beton. Stau ea vreo două ore să fac trei după masă. Verificarea toate ruletele, toate alea, era perfect, tot era în regulă, acte, tot. Trebuie să mă făceam 2-3 milioane de dolari pe vremea aia pe lună, mai stau să ciorzez 10.000, să fac evaziune, să... Nu eram nebun. Vede Giovanni că nu merge nici așa, sună pe aia, aia, bodyguards aia lor, cu Mărântescu, cu nu știu, au venit vreo 5 bodyguards aia, cu tatuați, cu muși de aia mari pe ei. Am stat și bă, cu mătul la Chișinău, vin și aia, vreo 4 rate de aia pe aia, pe decent de aia, să nu lasă vreo 10-12 băieți ăștia pe acolo. Zic, bă, zic, suntem la Hildo aici, ne vede lumea cu săbii, cu dalea, cu pistoale, mergi la casă, dreapă, 7 după masă. Deci eu aveam 24 de ore deja. N-ați plecat. Aveam 24 de ore, nu mai puteam, eram mort. Zic, bă, du-te acasă, Giovanni, că nu merge, nu mi-e frică, sunt casino de 30 de ani, nu mi-e frică, du-te acasă și vezi de treaba ta. Ne despărțim noi pe la 7 seara, ajung eu acasă pe la 8, pun telefonul la noptier acolo, că zice că vin în casino cu două casinouri, așa era pe vremea când se juca bani mult și tot timpul se întâmpla ceva și mă sunau angajați, știi? Da. La 12.00 ca cenușe era asta. Sună telefonul. Alo? Bună seara, sunt Dan Diaconescu, sunt în studio cu domnul Giovanni în direct. Era pe vremea când era cu Elodia, se uitea toată țara la Elodia. La OTV. S-a dus în studio, we are live. S-a dus în studio, mă. La ăla să-i spună că i-au furat hoții banii la Hilton. Și zice, am niște întrebări pentru asta, Dan Diaconescu. Da, domnule, era rupt în două. Făcea nevastă, închide telefonul, lasă-mă de aici. Giovanni, începe el circul, show-ul la OTV. Găsești pe internet ce-ți povestesc, că este scandalul de la Hilton cu Giovanni Becali. Sunt toate pe Google, poți dai pe Google, tot ce-ți povestesc, e real. Începe Giovanni. Nenorocitule, securistule, te știu că ai făcut școala băneasă, ai luat banii de la gura copilașilor mei. Mama, că pe vremea aia se uită la Elodia toată țara. Mă sunt mama a doua zi la Arad. Alo? Ai făcut școala băneasă? N-am făcut, mama, ce făcut școala băneasă? Ce școală să fac la băneasă? Și mi-a făcut plângere penală pentru o înșelăciune, că l-am înșelat la ruletă. M-am chemat de la procurator vreun an de zile, am dat cu substanatul. După aia, iar a venit la casino și ne-am împăcat. După aia am organizat campionatul mondial de poker la Novotel în 2010.